Bună urcarea, serie frumoasă, fără probleme. Atentă, Danilova salt flick. Danilova s-a oprit, a pierdut legarea doar, iluzie, cu probleme. Haide, Silvia. Încordată până la capăt. Atentă, tur, un pic a plecat umărul. Haide, Silvia, haide. În rondă, 1080. Sper că au fost 3 întoarceri. Va fi o notă bună. A pierdut o legare, dar cred că execuția a fost mai bună decât în calificări. S-a străduit Silvia. Gleznele bine bandajate. Să sperăm că nu este foarte grav ceea ce are Silvia și poate fi recuperată în timp. Vă spuneam, mai sunt 3 luni de pregătire pentru calificarea la Jocurile Olimpice. Fiecare dintre cele 3, Larisa, Silvia și Ioana, trebuie să-și joace cartea. Concurența naște performanță, de aceea cine va fi mai bun se va califica la Jocurile Olimpice. Da, 3 șuruburi, bravo! Coborâre grea, coborâre care îi va crește valoarea exercițiului. Este o contestație din partea turcoacei Tarhan pentru D. Să vedem dacă va fi acceptată. Silvia va trebui să aștepte, nu se poate afișa nota până nu se află rezultatul contestației. A crescut și în înălțime în această perioadă, în acest an în care pregătirea a fost dată peste cap. Silvia, un zâmbet timid, bravo, e destul de introvertită, dar este un copil bun, un copil muncitor, o gimnastă care își dorește să facă performanță. Și e foarte important acest lucru pentru progresul ei, pentru echipă, pentru gimnastica românească. A româncă, oameni dârzi, oameni puternici. 13.800, ce barieră! 6-0 la dificultate.